prieteni, astăzi și așa nu aveam ce vlog să fac. Dar problema este că mi-a dat subiect Nelson Mondialu. Ați văzut și dumneavoastră ce a zis de mine, ce a vorbit de țiganii mei. A zis că noi suntem și mâncam de pe gunoaie, găini moarte și tot ce spune el pe acolo. Deci, prieteni, aș vrea să-i dau și eu o replică acum. Deci, acest Nelson Mondialu, care îl urmăriți foarte multă lume, dumneavoastră nu știți viața lui așa, ce a făcut el, pe unde a fost. Nelsone, când eram eu șmecher, tu nici fraier nu erai pe la Chiol, pe acolo, în Germania, care n-ai plătit taxele la statul german. La statul german, știți cu ce s-a ocupat Nelson Mondialu, prieten? S-a ocupat cu femei, la Chiol, în Germania. Pentru că a fost un prieten al meu și a luat și el două femei de la Nelson. Nelson, acum 7-8 ani de zile, stătea în Italia, la Chiol. Stătea acolo cu fetele. Și stăteau ca să ia, se duceau cu clienții fetele, veneau fetele cu banii și el îi lua. Ce n-ai, dar de pe bune. Deci stătea și aștepta banii de la clienți ca să dea fetele și să ia banii. Și a strâns banii câte 20 de euro, câte 10 euro, că avea fetele la stradă. Înțelegeți? Nu era de ăsta șmecher, rechin, de la mare, care să aibă să meargă fetele pe 500-1000 pe noapte. Nu. Mergeau pe 10-20 de euro. Și uite, așa și-a strâns Nelson averea. Dar problema este că n-a plătit taxele la stat. Acolo trebuia să plătească la statul german, trebuia să plătească taxele acest Nelson Mondialu, care e o mumie. N-ați văzut cum arată o mumie? Ține și el în cap o coroniță de tablă. Păi, Nelsone, dacă ești bogat și ești șmecher, fă-ți o coroană din aur! Fă-ți o coroană din aur, șmechere! Șmecher, ce șmecher ați mai văzut voi, prieteni? Care merge la evenimente și ia bani. Îl cheamă lumea la evenimente și ia 200 de euro. V-ați înțeles? Am prieteni cu restaurante, cu... în toată țara. Luam niște prieteni la Oradea, l-au luat la eveniment pe Nelson și i-au dat 200 de euro. Că s-a dus și el într-un club și gen s-a prostit pe acolo. Deci eu când îl văd, când mă uit la el așa, zic că e o mumie. Deci, pe bune, nu are haz, nu are nimic. Păi ajungi și tu să vorbești de mine, Nelsone? Păi ajungi să vorbești de mine? Da, eu am greșit. Am făcut evaziune fiscală, am făcut evaziune pentru că n-am plătit taxele la stat și m-au luat la pușcărie. Am fost la pușcărie până acum. Acum am venit și urmez tu primul să plătești taxele la stat. O să-ți fac sesizare penală scrisă, nu cum ai făcut tu Luguță, îi făceai și tu Luguță sesizare. Păi da, prima dată, uite-te, tu ar trebui să plătești, să dai exemplu și să vii cu foaia de la ANAF. Să spui, domnule, eu am plătit taxele în România. Păi acum tu vei fi din județul Cluj, care va veni ANAF-ul peste tine. Nu mai da tu la vrăjeală că nu vine ANAF-ul. O să vine, că voi face sesizare eu și voi sta pe capul lor să vină să te controleze. De 3-4 ani, 5 ani de zile să vedem ce ai declarat tu la stat. Ce ai declarat și te jucai cu 100 de milioane astăzi? Vrei să arăți că ești șmecher? Ăia sunt bani? Păi eu dădeam la portarul de la unde mergeam 100 de milioane. Te dai șmecher acum? Care-i problema? Am înțeles, n-am avut treabă cu tine. Ți-ai văzut de treaba ta. Când am intrat la pușcărie, de ce ai vorbit de mine, domnul Nelson Mondialu? Vroiai ca să-ți faci reclamă pe spatele meu? Și eu eram la suferință? Ai zis că ai intrat cu mama pe TikTok aseară, ai intrat ca să o tragi de limbă? Păi ce să o tragi de limbă? Că eu știu despre tine foarte multe. Că mi-au zis prietenii mei care au venit acolo la Chiol după tine.
Și acum ai ajuns să ce? Ai făcut conturi de YouTube și tu și conturi de TikTok-uri, de toate. Ai făcut la toți, ai făcut și lui nevastă. Păcat de nevastă că te ține. Ar trebui să te dea afară din casă de mult, că i-ai zis și tu că ți-ai o nevastă tânără. Păi ia pleacă tu și să ia tânără. Du-te, cine te mai ia și pe tine 80 de ani? Mumie la 80 de ani, cine te mai ia? Ia arată-ne că poate să te ia una tânără. Ia arată-ne că poate să te ia și pe tine. Eu am avut numai femei una și una care au apărut la televizor. Tu, Nelson, ce ai abudarea cu 10 euro? Deci ai găsit și tu să vorbești de Leo de la Strehaia. Păi tu nu-ți dai seama că pe timpul alea nici nu îndrăzneai să spui Leo de la Strehaia. Deci nici nu îndrăzneai să spui. Și te iei de toată lumea, te iei de Guță că nu plătește taxele, de Lucian LG. Păi Lucian e un om foarte corect, a plătit toate taxele la zi. Dar nu știu dacă asta, dacă tu știi cum se plătește de la YouTube. La fiecare sfârșit al anului trebuie să declar cât ai încasat. Așa sunt taxele la noi. Și vreau să văd și eu, voi face sesizare scrisă, că vreau să văd și eu câți bani ai plătit tu la stat. Că am înțeles că tu încasezi 20-30 de mii de euro pe lună. Și de la Facebook, și de la YouTube, și de la toate rețelele astea de socializare. Păi n-a venit nimeni peste tine până acum, din cauza asta ai rezistat. Dar acum urmezi că știi că dacă nu plătești taxele la stat, te duci la pușcărie, înseamnă că faci evaziune fiscală. Și te duci la pușcărie și tu, Nelsone. Deci pe bune, mumie, 80 de ani. 80 de ani te iei și tu de mine. Deci te iei, chiar te iei de mine. Care nu o să ajungi niciodată pe un piciorul meu pe unde am călcat eu. Păi eu când eram la televizor, tu ce făceai, Nelson? Erai prin Germania, la Köln. Erai pește. Dar fii atent că n-ai fost rechin. Ai fost peștișor care stăteai și luai de la toate câte 10 euro, 20. Că nu erau femeile tale, erau al alții și te dădeai și tu că sunt femeile tale. Deci, pă, bune, Nelson, stăteai când ai apărut prima dată pe YouTube, gândește-te că n-aveai dinți în gură. Deci n-aveai dinți în gură când ai apărut pe YouTube. Noroc cu YouTube-ul că ți-a pus și ție dinți. Sau noroc cu Canal D-ul că ți-a pus dinți. Apropo, de la Canal D eu am luat 1 milion de euro, nu știu dacă știi. Tu ai apărut de 2-3 ore, ai luat și tu câteva mii. Pentru că nu te invita lumea, nu te chema, nu erai o persoană care erai căutată. Eu eram căutat, vrea lumea să mă vadă. Pentru că aveam mare priză la public. Și tu nu ai făcut nimic. Eu am făcut ceva, am pierdut 50 de milioane de euro. Dar am pierdut, asta a fost. Eu am pierdut banii de am ajuns cunoscut. Tu ce ai făcut? Nici la pușcărie n-ai ajuns. La 80 de ani, dar nu știu dacă te mai ia cineva la pușcărie acum. Că ai 80 de ani. Deci pe bune, Nelsone, ești sub orice critică. Nu vreau să mă iau și de copiii tăi și că n-au nicio vină, mai ales de Liana, că am văzut că doamna Liana chiar e o doamnă deosebită, dar mă iau de tine în schimb. Aș vrea să iei și tu o tipă de 20 de ani să vedem dacă stă cu tine. Cine stă cu un bătrân? Mie mi-e rușine să vorbesc aici pe canalul de YouTube. Dar ai meritat să vorbesc de tine, să spun exact cum ești tu. Deci, pe bune, zici că ești tu una de 20 de ani și tu ești abia tragi după tine. Deci, mumie. Mumie stricată. Mumie stricată. Stai cu o coroniță de tablă în cap. Ce n-ai bine? Arăți și lanțurile alea care sunt pecuri. Păi du-te la bijuterie, băi, și ia certificat de calitate pe ele. Și arată la lume că ești șmecher.
Nu vii cu 100 de milioane sau cu 500 sau chiar și cu un miliard și arăți, domne, eu stau bine. Ce bine stai? Când ai avea și tu multe milioane de euro, poți să zici că stai bine. Eu am avut multe milioane de euro și n-am plătit impozitul la stat. Și m-am luat la pușcărie și am stat 2 ani. Așa ar trebui să faci și tu. Că prea te-ai dat mare pe Facebook, pe YouTube, ai arătat banii la lume, dar impozit n-ai plătit. N-ai știut că trebuie să plătești, știi cât se plătește impozit? La sfârșitul anului, 30% din banii încasați. Dacă încasezi 30.000 de euro, ar trebui 10.000 de euro să dai la stat. Și tu n-ai dat niciodată, că tu ești gârcit, nu dai 100. N-aveai cum să plătești tu. Deci n-aveai cum să plătești Nelson Mondial. Și dacă te mai dai șmecher, te provoc la o luptă. Deci te provoc la o luptă, eu cu tine. Hai să ne luăm la bătaie amândoi. Dacă te ține. Bineînțeles, eu sunt bolnav, sunt asta. Dar oricum pe tine te distrug. Deci haideți, prieteni, îl provoc pe Nelson la o luptă. Să se lupte cu mine, pe bune. Un moș de 80 de ani, o mumie, ce poate să-mi facă? Hai, aranjează lupta, Nelson. Vorbește cu oamenii, cu cine trebuie, mergem pe ring și ne batem. Ca să vezi ce bătaie îți dau. Păcat că Liana, am văzut că a plecat și ea la 1 în Spania. Trebuia să rămână acolo. De ce ai sunat-o și ai zis o vine înapoi? Că erai terminat, Nelson, erai distrus. Tu fără Liana ești terminat. Tu fără Liana ești terminat, Nelsone. Plecase femeia în Spania, bine făcuse acolo, să îmbrăcase și ea într-un fel. Ce ai venit? Ce să... Liana, ce cauți cu moșul ăla în casă? Stai pentru bani? Lasă-i naibii de bani, că nu-ți trebuie bani. Du-te acolo în Spania, găsești tu iubire, găsești tu de toate. Deci ce să vezi la moșul ăsta, la mumia asta? Deci mumie, mumie, pe bune. Când o vezi, când te trezești lângă ea, pa, ce zici? Mai ales ce ziceai când avea dinți în gură și-l vedeai? Păi nu-ți venea să o iei la fugă? Nu-ți venea să o iei la fugă? Vorbește el de mine, Nelson Mondiano? Vorbește de mine el? Păi eu, hai oleu, câți bani au trecut prin mâna mea, n-o să vadă viața vieților lui. Are și el să plătească câteva sute de mii impozit, acum și nu plătește, dar nu plătește, se duce la pușcărie, la 80 de ani acum se duce la pușcărie. Pentru că voi face sesizare la ANAP eu de acolo, de la Cluj. Deci, Nelson, vezi-ți de treaba ta. Că dacă pun mâna pe tine, te invit la în gala de box să ne batem amândoi. Deci să ne batem amândoi, să vedem cine e mai bun. Păi altfel cum putem să o dăm? Eu mă lupt, uite, cu un moș de 80 de ani. Ca să meargă să antreneze. Hai, uite, peste o lună, două, organizăm meciul. Ca să vezi că nu mi-e frică de tine, Nelson, și eu sunt și bolnav. Sunt și bolnav și problema este că vreau o luptă cu tine. Hai, dar dacă zici că vai, eu cu ăla, înseamnă că nu te ține, e vrăjeală de-a ta. Cardeală care le dai vrăjeală la oameni, toată ziua ai minți. Toată ziua ai minți, nu ai vorbit un lucru serios. Toată lumea se uită la tine pentru că râde de tine. Dar oricum ești un moș. Un moș de 80 de ani. Eu nu știu ce femeie s-ar uita la tine. Măcar la mine s-au uitat toate pentru bani. La tine nici pentru bani nu s-ar uita, că e zgârcit. Tu nu dai bani la femei. Le dai și tu 100, 2, 3. Dă-le și tu 10.000 de euro. Dacă ești mecher. Nu e vorba că dai bani, tu zici acum, nu dau, domne, eu bani la femei. Ba da, dă-i și tu ca să arăți că ești mecher, să-ți arăți ție în primul rând.
că ai o femeie țiplă lângă tine. Chiar dacă nu-i nevastă ta, să umble cu tine măcar în restaurante. Păi tu știi ce înseamnă să ai o femeie șmecheră lângă tine, să mergi într-un restaurant și să întoarcă lumea capul după tine? Dar după tine întoarce și așa, că întoarce lumea capul. Aoleu, cine-i moșul ăla? Deci, pe bune, erai înainte și părădinți, vai de capul tău, pe bune. Serios, părădinți în gură, băi, erai vai de capul tău. Vai, vai de capul tău. Vă pup, prieteni, și-l aștept în RSF, în Ghana, pe Nelson Mondial. Îl provoc la o luptă, să vedem cine e mai bun. Ai înțeles, Nelson? Te distrug.